dat unul de început, de profesorul Codrin Stan, de la Liceul de Artă, care are un grup de studenți de la conservator, care vă produce aici în fața noastră și vă vedea despre ce vorbesc și ne-a luat la discuții, prezidentul Pic și să spun despre ce vorbesc. Da, bună ziua! Ne-a pomenit niciun dumneavoastră. Ei sunt studenții la conservator din Quartetul Blu și vă vor încânta în seara asta. Antonia Solomon, Andreea Duma, Anastasia Văcaru și Tiberiu Ghid. Aplauze! Thank you.
așa am întrebat, după cum să trecem direct la premii și prezentare, vom vedea după aia, că sunt destui oaspeți aici care sunt prezentați, se cunoaște. Dacă sunteți de acord, nu? Să începem cu premii. Îl invit pe președintele jurului criticul Ioan Volban să ne spună două vorbe despre acest festival și să înceapă să ne spună premii. Vreau să-mi permit să rămân așezat. Suntem ca la oncolog, așa, și așa se petrece în lumea imperatorii. Noi nu suntem la Parlament și nu ținem discursuri. Așadar, câștigul cel mai mare pe care îl are festivalul acesta și Victor Munteanu, nu e personal, dar festivalul pe care îl organizează, în opinia mea, și vin de o bucată bună de vreme aici, mă cheamă fiecare toamnă, câștigul cel mai mare sunt tinerii. Mereu constat aici un metabolism care-i firesc al lumii literare. Sunt oameni care sunt deja certificați de critica literară, de istoria literaturii. Aceia îi văd și știu de multă vreme și vin în fiecare an câțiva premiați dintre tineri care unii trei confirmă. Nu o să dau niște exemple acum, dar le-am. Dacă vreți vorbim despre ele, de autori care au luat premii aici și apoi au confirmat cu volume. Apoi de la edituri prestigioase. Așadar, primul câștig este asta. Deci dacă se cheamă și Festival de Creație Literară, atunci mi se pare că asta este o țintă precisă. Cărțile care sunt premiate, cărțile autorilor consacrați, ca să spun așa, asta le știm. Deci comentăm, în ce mă privește, chiar le comentez în tip curent. Așadar, acestea recunoaște, dar nu cunoaște pe tine. Și ăștia mai au și această poveste, vin sunt pseudonime, Victor ești foarte secretos. De fapt, de ceva mi-am spune un nume când nu spune nimic, atunci când se spun versurile, dă, scrie concurent numărul 1, 2, 3, 4, până la câți concurenți sunt. Și dau note și colegii mei la fel, facem medii și atunci să dăm un premiu. Da, ăsta e mare câștig al fiecărei ediții și deja a adunat un palmares important. Așa se creează o istorie, așa se creează un festival care dă valori, vine cu valori către prezentul literaturii române, către actualitatea literară imediată. Ceilalți confirmă, după caz, cu o carte nouă, cu unii chiar și cărți foarte bune apărute între timp. Acum, între cărțile acelea, al unui autor consacrat, vreau să vi-l spun și să primească o diploma pe poetul Ioan Ovatu. Unde este? E la pe aniversar de 65. Are o vârstă, dar nu pentru asta dăm noi premiu, și nici pentru vârstă, și nici pentru faptul că ajută festivalul să se desfășoare, ci pur și simplu este un poet foarte bun. Și veți observa curând că va deveni membru al unui scriitorul filiala Iași. Să spunem un poem sau ceva. Nu spun niciun poem. Sunt onorat să vă premiat la acest festival. Vă mulțumesc și vă dau... Corect. O secundă numai. Înainte de a trece, dacă îmi permite președintele jurului, vreau să precizez și aici, ca și ieri la Balta Albastră, la salonul de deschidere la Salonul Cărții, că unul dintre cei mai vechi și statornici și prieteni ai fundației și ai festivalului și Crăciunul Scriitorilor și la toate acțiunile noastre este antrenorul emerit Dumitru Ludeca, președintele Asociației Culturale Familia Leca, boierilor Leca, cei care au făcut istorie în Bacău, care ziceau unul că au găsat harta istoriei a României pe... și care îl rog frumos două vorbe să ne spună, dacă se poate, că aproape nici mai are nevoie de prezentare. Deci, nu vreau să vorbesc mult, pentru că probabil că în ultimul timp ne-am învățat cu cei care vorbesc mult și spun puțin. Probabil au uitat
versurile Mariului Eminescu, că spunea e ușor a scrie versuri, când nimic nu le-a spune și rând cuvinte goale ce din coada o să sune. Motiv pentru care eu aș vrea doar două vorbe să vă spun, și anume că dincolo de premierea la care ne-am angajat tradițional și o voi face, am tot respectul și toată prețuirea pentru toți cei care sunteți aici, autori de carte, de poezie, de romane, de teatru, pentru că consider că în acest moment când, din păcate, constatați cu toții că subcultura face lege în țara noastră, sunteți purtătorii făcliei culturii, o țineți aprinsă și cred că astăzi pentru România este cel mai important mesaj să continuați să fiți mereu prezenți pe frontul ăsta al cărții, al frumosului, al transmiterii lui către generațiile viitoare, lucru care ne poate da și speranța că România va reveni cândva la nivelul celor care au făcut cultură în țara asta. Deci, încă o dată, vă mulțumesc la toți cei care ați fost astăzi aici, participanți, premiați sau nu, nu mai contează, dar prin operele dumneavoastră ați făcut un mare bun acestei țări și vă urez mult succes și pentru anii următori. Mulțumesc! O să începem cu amărăciune. Asta e. Trăim într-o vreme în care începem cu amărăciune. Premiul pentru proză și pentru critică deja nu s-au acordat la tineri. Vă readuc aminte că se dau premii pentru tineri care n-au debutat editorial în 2018 și n-au depășit vârsta de 47 de ani. Presupunem că e o vârstă la care... Și iată, premiile pentru proză și pentru cronică literară sau eseu nu am avut cui să dăm. Vă anunț că aici e pe, sau cel puțin cât voi fi eu, pe aici și cu Victor, în orice caz le dăm pe valoare. Știu că meritocrația în România mai prea funcționează mai multă vreme, dar noi nu suntem membri de partid și nu votăm. Neapărat cu un partid anume. Și atunci nu avem treabă cu asta. Singurul criteriu este criteriul estetic. Societatea românească, atunci când a avut niște necazuri, a deschis mari necazuri. În 1938, de exemplu, în 65, de exemplu, au luat din nou flamura mai răceană și au fotorat. În perioada interbelică erau dușmani de moarte, scriitorii între ei, se certau toată ziua, până ziua, în tot felul de publicații. Când s-a evit pericolul lui Carol al II-lea, cu dictatura, s-au adunat toți la lumea românească, lui Stancu, și au făcut front comun. Și Lovinescu, Călinescu, iată ce întâmplare extraordinară. Și Hortensia Comanda Bencescu cu Sadoveanu. După ce se certa, se rani în șir. Au avut front comun și au spus, ba nu, noi suntem autonomi. Plutărau flamă la Maiorețian atunci, ca să se ferească de pericolul acela al agresiunii severe a politicilor. Apoi s-a întâmplat și în 64. Așa încât, ca să revin, nu e cazul să desfacem flamuri, dar în orice caz ăsta e criteriul. Criteriul estetic și gata. Atunci, asta e amărăciune. Mi-a fi plăcut să putem să îi facem o pagubă lui Victor Munteanu, să dea premii și la proză și la critică, dar uite că n-a fost caz. Mergem direct la poezie. Ia mențiune Adrian Cătălin Andrei Mic, uite așa cum cheamă, din Bistrița, student la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca. L-a luat Loli pe un șelean, că e din Bistrița și... Mă duce el. Premiul 3 și premiul revistei Spații Literare era Denisa Paula Arcip din Piatra Neamț, Eleva. Este... Nu a ajuns, nu? Denisa Paula Arcip. A, de mine e tipea, dar nu încă nu ajuns. O să ajungă și poate că în timp ce... Îi trimitem premiul prin... Premiul 2 și primele reviste Mișcarea Literară le iau doi ex aequo, și anume Ion Pițoiu din Cluj-Napoca, doctorand al Universității Babeș-Bolyai,
și Laurența Laura Tiron, din Tecuci, studentă la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Haideți să-mi place! Vă rog, președintele jurului. Mă bucură foarte mult. Fetele sunt îmbrățișează să copii. Bărbații să stea mai la distanță. Așa. Premiul întâi și premiul revistei Arceș îl primește Elena Bălășanu, profesor la Craiova. Bravo! Tot dragul. Recomand tuturor autori care au luat premiul la poezie, tineri, să trimită manuscrise. Acum se practică mail-ul, toate astea. La editura Junimea. Eu sunt consilierul editurii de partea aceasta și dați, trimiteți textele acolo, dar să fie volum. Deci nu cu texte de control. Trebuie să fie cartea întreagă ca să o pot judeca și să pot propune editurii să o tipăresc. Mi-a plăcut sigur că poemele trimise, Victor știe, dar dacă primim acolo, primim carte. În forma manuscris. Iată, mare avantaj pentru tinerii debutanți, care nu au debutat în este, nu? Ce ia din o asemenea locație. Nu știu să le știu. Mi-au găsit pe site-uri, toate mail-urile, toate astea le găsiți acolo și deci e foarte simplu. Acum, mergem mai departe, Olimpiu Nușpelean, colegul nostru de generație, a luat premiul revistei literare de cultură Mișcare Literară. Primul pentru care e traducere, ia Gheorghe Iorga, pentru traducerea din Sadek Hedeat, la Limes, Cluj-Napoca, 2018. Ia uite, primește și trofeu, dar nu îl dai tu. O dragă, da. Nu îl dai tu. Președintele cu zile. Lasă, prinde jos, nu ești, hai, te lasă, le-ai sigur. Din însărcinarea mea, îl dai tu. Două vorbe acolo. Există doreau. Hai să spună două vorbe, așa, gradeți, dăm un grele minuană, așa, s-a dus de două. Sunt rare astea de traduce. Mulțumesc jurului, președintele acestea, avem aici cu noi pe autorul monumentalei lucrări literatura română de azi, Ioan Holban. Mulțumesc. Dacă viitoare, poate ne-a ducit planul, ne-a ducit o traducere din Omar Khayyam. Wow, pe aia să văd și eu cum ai tradus tu malacatele acelea. Vi le trimit. Băi, nu te juca cu asta. Am una care îmi place grozav. Sunt toate. Un cutu de pâine și o cupă de vin auriu și tu lângă mine cântând în singurătate. Astea sunt ale lui George Popa. Nu, ale Grete Tatăl. Grete Tatăl, mai rău. Da. Bine. Ajungem la cartea de critică literară sau și eseu și aici primesc eseu-ul, doi autori foarte, foarte interesanți. O să vă spun, pe unii am auzit zilele astea, nu s-a contează, i-am și citit. Sunt și autori acești, au scris pe anumite cărți pe care le-am scris și eu. Și au confirm vorbele spuse de ei. Adică Petre Isachi, de exemplu, ia pentru Cartea Sfinși și Deriva Hermetică, răietura, ah, are un nume imposibil, Rowindu... Rovimetru. Dar cu doi de vârf, mă rog, publicist. Asta e adevărat, aceea nu știu ce cuvânt e din ce. Bacău 2018. Da. Nu se cheamă intoamnă. Rovimetru, lăsa, e Rovimetru. Cum e, cum se mai e? Ei, nu știu, dar s-a scris, e bine a scris. Bine. Deci ce? Trebuie să faie, după mi-e scris. Uite, put, tot timpul. Rovimet public. Mai pus. Vă rog frumos să încetăm cu treburile astea. Îmi cer iertare în fața tuturor că am uitat de alt membru al jurului, care italianistul și criticul literar, poetul Joe Vasili. Membru al jurului, dați-mi o să-ți
Nu e problemă, domnule. După ce a tradus pe Bacov, al italian, ce să mai... Nu vă formalizați. Da, exact. Da. Dar tot Bacău ții, da. Dar nu știu. Mă rog, să-ți spun două minute. Da. Mă rog. Da. Lasă diploma. Asta e diploma. Lasă trofeu. Aoleu. Vă dați, mulțumesc din toată inima juriului, mulțumesc tuturor, mulțumesc președinților și mulțumesc celor care... Am văzut ce a scris despre doamna Pompilu, Isache, foarte frumos. Da, sunt, ce să spun, valoarea noastră este dată de scriitori, dați-o de scriitori mari și... Trăim pe spinarea lor, asta e adevărat. Da. Trăim pe spinarea autorului. Dacă nu scriu ei cărți, noi avem, suntem jumeri. Da. Și atunci ne lăudăm cu... De fapt, exact, ei ne dictează, ei ne dictează discursul, ei filozofia, ei... Știți că am povestea aceea, slabă cu grasul. Mulțumesc toată inima și... Că am povestea lui cine ai, Băsescu, slabă cu grasul. Deci noi suntem grași și care ne facem slabă. Da. Cine? Petrov? Nu, eu. De exact. Eu sunt și gras, deci la fel. Așa, și Execu, lea Ion Fercu, i-a ghițit prin subteranele Dostoievskiene. La Izola Junina, 2018. Mi-a făcut plăcere să citesc cartea asta, i-am primit-o la editură direct. Și vreau să vă spun că este foarte interesantă și și greu de scris Dostoievski în zilele noastre. S-au scris biblioteci și sunt autori care se trag din mantaua lui în România. Primul Breman, evident, când sunt și alții, astfel încât, cred că mă interesează de opera. Bravo, felicitări! Din subterane! Salut din subterane! Zic-mă ce fac cu lumea așa. Zi discursul lui Dostoievski din momentul când a auzit că i s-a luat de la... Da, da, asta a fost super. Da, extraordinar. Premiul pentru proză, iată, putem să acordăm pentru autorii consacrați, doamne Ștefania Oproiescu, cu Tremur în aer, editura Studis, ea și din Bocșoara, editura Studis în ea. Cu Tremur în aer, doamne, la Focșani. În zona Vrancea. Eu te supăm. Acum, păi asta era, că supăm acum și în aer, acolo. Să mai întâmplă. Doamne, știți că acolo e vinul bun și uneori mai clatină și aerul. De bobo. De asta, da. Felicitări toată inima. Asta e trofeu. Și aici venim în zona zostă. E zona poeților și zice ce e complicată situația. E o fost dură competiția pe aici. Așadar, sunt trei cărți premiate pentru anul 2018, și anume Daniel Licolescu, Spovedanii nocturne, Ezura egal la cărți. Domnul Licolescu, felicitări. Mulțumesc. Pentru pe unul, dacă vrei să spui ceva, te rog. Dacă pot să citesc un poem. Da, un poem foarte bun. Foarte bine. Apocalipsa Speranței. În zorii zilei, buimăci de somn, m-am trezit cu un bătrân lângă mine. L-am luat de mână și am plecat într-o căutare de negăsire. La primul colț de stradă, alt bătrân ni se alătură și pornim toți trei în căutarea timpului pierdut. La următoarele intersecții, alți bătrâni măresc grupul și tot așa alți și alți bătrâni, cohorte de bătrâni, sufocă orașul, bântuiți de Apocalipsa Speranței. Sperăm cu dedicație. Ascultăm, cine vrea să știe. Veteran, poate, nu?
veteran, ați vrut să spuneți de fapt. Betranus latin, că latină. Betranus de veteran. Sigur. Așa. Tragic, așa. Un premiu pentru cartea de poezie anul 2018, Lea Dan Petrușcă, pentru volumul aproape anacronic, acolo e tura Ligne, din Cluj-Napoca. Mulțumesc, Ligne. Mulțumesc, Ligne. Mulțumesc, Ligne. Asta e un poet de descoperit, în continuare de citit. Eu însă l-am descoperit la bătrâneții, recunosc. Sunt un bătrân, adică asta e bine. Și l-am găsit târziu, dar l-am găsit până la urmă. Mulțumesc, Ligne. Părinților că te-au născut, zi de tot, hai! Profesorul că ne-au învățat, limba română, zi tot! Femeilor pe care le-ai iubit, multe, acolo ai o listă întreagă, la mea. Așa, asta e comitată la vorba. Să sfârșit, Ioan Enache, pentru volumul Iuda Cainul, la Iuda Scurion din Bacău. Aveți trofeu aici? Eu mulțumesc lui Dumnezeu. Mi-a ajutat extraordinar că am rămas în viață. Și mulțumesc, așa cum au spus, că mi-a acordat această recunoaștere colegială și mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în mine. Ne vă spune cu vorbele lui Nita Stănescu. Mă bucur că ne-am cunoscut în timpul vieții noastre. Trebuie special jurului pentru care poezie, Lea Valeriu Stancu, armurier de Cucubei, dar e plecat la Galaș, unde este un festival de poezie, se cheamă Europoezia, care se face acolo de către Sfere Bucovală și mănâncă un bic de la de Dunăre, și da. Beau și prințul de prin zonă. Am sir. Și ham sir. O să vă spun, eu, de acum misiunea mea s-a încheiat, îmi depun demisia din rolul de președinte, nu mai sunt președinte, începând din momentul ăsta, m-a investit omul ăsta cu sabii de la cavalerie, de la podul de lanțuri, acum mă retrag din funcția asta. Și, dar înainte de a mă retrage, vreau să spun un lucru care nu i-a spus până acum lui Victor. Aseară am avut o discuție cu cineva, persoană foarte importantă din București, om de teatru, dar nu o să-i spun numele, că nu e frumos să spun. Pentru că o să pară ca o gândă așa. Mă căuta insistent la telefon și eu am fost în partea cealaltă și n-am răspuns acolo. Am sunat-o după aceea și zic, spune-mi ce. Zice, dar ești la Iași? Nu. Dar unde ești? La Bacău, la festival, la Vagarul Răci, la Bacău acolo. Ce e asta? Ea fiind om de teatru. Zic, este un festival de literatură, se cheamă așa. Dar de când vreau să vin și eu la Bacău, la oamenii aceia, familia aceia, măi, cum îi cheamă? Zic, Cancicov. Da, la Cancicov vreau să vin de multă vreme. Ce să-i mai spun acum? E un festival în memoria lor, că de fapt, da, mă rog. Așa încât, dragul meu, să știu, dacă ai să vrea, să-ți spun numele la urechi, dar atât. Mulțumim frumos președintelui jurului și am încheiat emisiunea la urmă. Mulțumesc, stimați respectatori. Bine, lasă-mi, Victor, să... Un moment de relaxare și de plăcere.
O să trecem acum la următorul moment, la premiile Fundației Culturale Rojeta și Mircea Caniș-Bolyai. Ca de obicei, în fiecare an, timp de 18 ediții, așa. Un juriu alcătuit din scriitorii Dumitru Brăneanu, care este și președintele filialei Bacău a unui scriitorilor, și poetul Teodor George Calcan și, încă și, Victor Munteanu, în calitate de președinte, a decernat următoarele premii. Pentru poezie, Ion Timaru, cu volumul Mai spune, editura Ateneul Scriitorilor Bacău 2018, și tot pentru poezie, Alexandru Nelu Huidici, Poezii pe contrasens, editura E Creator, Baia Mare. Îi rog să vină să-și ia trofeul, pe unde mai sunt. Și dacă vreți cumva să începi să un poem, mă acolo, și pentru celălalt trebuie să aducem los doi. Uite, acolo-s doamne. Primul și al doilea. Hai că vreți să mă încurcă pe ele. Așa, dacă vreți să ziceți ceva sau... Da, e un timp. Mulțumesc celor care m-au ajutat, în primul rând, editurii Ateneul Scriitorilor și domnului Viorel Medveschi de la editura Rovimet, un om foarte înțelegător, care multe pune mult spirit în activitate. Mulțumesc mult! La fel, mulțumesc editorul meu, că tu e creator din Baia Mare, care și editorul Romeo Roșianu, care m-a văzut, domnul Victor Munteanu, care m-a văzut și de la mie și m-a luat. Mulțumesc! Da, mulțumesc mai. Pentru cărțile de proză. Domnule, avem aici pe un gazetar vechi. Bun. Și foarte bun. Care a scris de asemenea unul, nu știu al câtelea volum de proză este, dar de data aceasta este o carte foarte captivantă, care cel puțin cineva a citit, a zis că n-a putut să lase carte de mână pentru cine a terminat. Eugen Verman, Zăpez, Murdare, editura al Gorgal Press. Că sunt vechi sau bătrân? Da, vechi, vechi, bătrân, dar un cuvânt, o jumătate de vorbă sau... Zi ceva, să facem ceva. Așa începem o poveste, dar... Da, nu, dar o poveste de rând. Mă pun îmi plac poveștile. Cum să spun, sunt emoționat. Am dat să vorbesc așa de emoționat. În general, nu prea sunt, dar acum sunt, vă mulțumesc pentru acest premiu, care înseamnă pentru mine foarte mult. Am 82 de ani, nu știu, am dacă vă mai fi. Păi primul mai consistent am mai luat tot, inclusiv de la Victoraș Munteanu, căruia i-am fost și șef. Așa, așa. Bine că i-am intențat. Cum a spus? Plecam o lucru chestie. Da, iarăși o carte de proză. Jurul a acordat unui om sârb. Nu știu dacă este jumătate sau în totalitate, dar îl cheamă Stanomir Petrovici, un roman numit Saca Sărmani, de editura Rovimet, publică Bacău. Nu ținem discuția limba sârbă. Mulțumesc! Limba sârbă paralepo, cum se spune. Mulțumesc, dar eu sunt român, o sârb și mă consider român. Așa cum am spus-o mereu. Mulțumesc juriului pentru premiul acordat. Mulțumesc tuturor celor colaboratorilor care m-au sprijinit, criticilor, pentru sprijinul acordat și este un punct de referință care mă va ajuta în continuare să S-a ajuns la primul Nobel. Mulțumesc și mai mult. Adrian Lund, Omul din Ferestre, editura Timpul Iași, 2018. Mulțumesc tare mult. Văd că sunt abonat mereu la primul. Bun, mai mult. Mulțumim și noi. Trecem acum la categoria pentru cărțile de istorie culturală, monografie, memorialistică, jurnal,
publicistică. O să începem aceste premii cu un autor foarte interesant și prozator, de asemenea, Dan Gabriel Arbătescu, un medic, este un medic chirurg, șeful secției de chirurgie din Spitalul Mișcar Conești. Doar el poftim să spună două vorbe ca să ne lase pe rece. M-am născut între cărți, am copilărit între picioare de medici. Din această carte care vă recomand, vă privesc niște medici frumoși de altădată, care erau totodată filologi, erau poeți, erau scriitori, erau compozitori. Altădată, medicul reprezenta elita unei societăți. Sper din toată inima ca noi, cei care suntem astăzi pe baricadele Huiesculacu, să redevenim ceea ce ar trebui să fim într-o societate, adică o elită intelectuală a unei societăți. Mulțumim! De asemenea, juriul a acordat un premiu pentru Fractalia, jurnal poetic. O carte absolut adâncă. Fascinantă. Și chiar fascinantă, puțin spus. Scrisă de Gheorghe Simion. Simon. Din Agapia. Ar fi bine să... Mulțumesc din suflet, mulțumiri binecuvântate cititorilor de suflet pentru bună primire aici la Bacău, într-un suav septembrie, și cea mai mare calitate și cea mai curată rază e aceea bunei primiri. Nu am făcut niciun efort ca să pot fi primit în privirea dumneavoastră. E cea mai mare calitate. Ca să nu fii politicos și formal, ci să fii bine primit în comuniune. Am două nume pe care le pomenesc. Un coleg al meu, poetul George Calcan, care a adus cartea la Bacău, și întâiului meu, primului cititor, poetul Geo Vasile. E primul care a citit cartea și a scris. Pentru Victor, e biruință. Iar dumneavoastră tuturor de la Agapia, o rază de iubire. Vă mulțumesc! Iată că am adus și o bucureșteancă la noi, la Bacău. Este vorba de o persoană, o tânără, care timp de 5 ani a fost redactor șef la ziarul Lumina. Cum spuneam la colocurile din biserică astăzi, ziarul cel mai mare tiraj din România. A mai fost și redactor șef adjunct. Acum este șefa suplimentului literar-artistic al acestui cotidian creștin. A luat premiu pentru Oamenii Unirii, editura Trinitas, București, 18. Mulțumesc și celor care vor citi cartea mea. Da, mulțumim și noi. Iar un alt gazetar cu vechi stat din presa noastră, e vorba de Mihai Buznea, pentru volumele bolnav de undiță, coctei cu frapă de pușcă, întâlnire cu Tamina, editura Licovia, Bacau, Bolnav. Două vorbe. Normal cu aproape două veacuri, unul dintre înaintașii literaturii românești, ne demna, scrieți băieți, nu mai scrieți. Băiatul care sunt la 81 de ani, își dorește să scrie în continuare.
altă carte pe care juriul și-a propus-o înainteze în fața dumneavoastră este a profesorului Ion Neacșu, Primul an de libertate, libertate în ghilimele, editura Victoria Vicovia, pardon, 2018. Profesorul Ion Neacșu. Și este oficial, sigur. Este estetician, estetician, corect, absolut. Domnul Vorbuliț. Mulțumesc și eu jurului. Acum, când mai am două luni până voi împlini poate 80 de ani, am luat și eu primul preză. Și nu pentru estetică, nu pentru critică literară, ci pentru publicistică. Uite, deci așa. Poate să urmeze în următorii 80 de ani, estetica cu critică literară. De asemenea, ultimul nu și nu ultimul și cei din urmă vor fi cei din tâi, Constantin Tudose, Sărbătoarea satului, editura Magii Conești. Nu vreți să vedeți și tare sau de vocea lui ca să, pentru cei care stau mai puțin. Adică sunt mic și rău de gură. Cât de mulți și unii cu ciudă aproape și cei mai mulți cu uitare pleacă după ulița satului. Eu rămân acolo pe uliță, vorbesc la porți, sau nu, vorbesc la garduri despre porți și îmi este bine. Mulțumesc că apreciați faptul că într-un sat din vestul județului Bacău se întâmplă evenimente, măcar dumneavoastră, autoritățile județene sincopatic o fac, dar e bine și așa. Felicitări, succes! De asemenea, de fapt era penultimul. Un alt premiu se acordă profesoarei de limba română Gabriela Gărmacea pentru volumul Primul Război Mondial între realitate și ficțiune. Mulțumesc foarte mult pentru premiu. E o recunoaștere a unei buni și cu mult suflet, cu multă râvnă. V-am spus și ieri, e un omagiu în același timp adus scriitorilor care au luptat în războiul mare și care au trăit aceeași dramă cu oamenii simpli. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi pentru acest un moment de intermezzo. Intermezzo musicale. Thank you.
misiunea mea s-a încheiat. Mi-am dat demisia din funcția pe care o am și predau în continuare toate atribuții lui Dumitru Brăneanu, președintele filialei Bacău, Românii Scriitorilor, care va oferi premiul special al Românii Scriitorilor la acest festival. Dar e pentru prima dată când filiala Bacău Românii Scriitorilor, în cadrul acestei manifestări, acordă un premiu special și sper că e un început bun. Acest premiu va fi acordat doamnei Tincuța Hrălunceanu Bernevic pentru volumul Când tot era verde, un capit deosebit altfel, un epic, un liric și un liric epic. Felicitări! Dacă sunt timpul să vreau să spună ceva. Mulțumesc care aprecia carta și mulțumesc celor care vor citi cartea. Mulțumesc! Și acum, prin asociației colaboratoare a Fundației Culturale Georgeta și Mircea Cancibol, Asociația Culturală Familia Leca. L-avem pe maestru aici. Îi dau cuvântul. Ce au hotărât pentru acest an. Pentru acest an, cele două premii tradiționale pe care le oferim merg în ordine. Primul merge în Basarabia noastră dragă, la domnul Vasile Bucu. Sunt onorat și gândul mă duce la un alt mare bărbat al neamului din Bolul Cuvinii, Leca Morariu, nu știu, este o legătură, dar oricum o familie mare și într-adevăr, personalitățile au fost cei care au salvat românismul la greacă. Așa s-a întâmplat în nordul Bucovinii, când mari boieri, Hurmuzache și alții și-au dat averile pentru ca românismul să dăinuiască acolo. Mulțumesc mult! Al doilea premiu merge la un autor talentat, pe care sigur îl cunoașteți foarte bine, pentru că dincolo de calitatea volumelor pe care le scrie, de când îl cunosc eu cel puțin, a fost mereu un nelipsit ajutor în organizarea acestui festival. Este vorba de părintele Cornel Paiu, pentru volumul de poeme Biblioteca Vântului. Și eu primesc premiul acesta cu mare emoție și mi-amintesc că vara aceasta am avut ocazia să văd Muzeul de Artă din Craiova, unde este o colecție deosebită Constantin Leca în patrimoniul Muzeului de Artă. Mi-amintesc că am o deosebită admirație și un deosebit respect față de președintele Asociației Dumitru Leca. Și mi-l amintesc poposind, cred că prin anul 2010, la prima tabără de creație literar-artistică, Izvorul Tămăduirii, pe care o organizasem și era undeva, eram adunați 20-30 de scriitori, pictori și nu numai, într-o grădină care se chema, grădina și se cheamă și astăzi, Grădina Popii. Chiar așa este locul. Mi-l amintesc venind acolo, însoțit de o delegație, cineva de la, chiar de la Ministerul Culturii era cu dumneavoastră, dacă mi-amintesc bine. A fost o surpriză să vină în mijlocul nostru, plin de curiozitate, să vadă ce se întâmplă într-un sat de lângă Roman. Și acolo, la umbra unui păr, cred, sau nuc, nu mai știu ce era, ne-a povestit pe scurt, deși noi am fi dorit să ascultăm mai mult, istoria sublimă a familiei Leca, pe care, iată, o admirăm și
astăzi. Vă mulțumesc și Doamne ajută! Da. Domnilor, cu acestea fiind spuse, vă invităm la un pahar, la un ceva trebuie să apară pe masa aceea, și la poza colectivă, tradițională, acolo în față, de partea asta. Nu mă face să gândesc la David, să pun masul, dar să așa să facem o leagă. Dar până ce, la poza asta, haideți la poza. Vă rugăm frumos să ieșim.